Salutare prieteni, bine v-am găsit la torialevideo.info Eu sunt Vlad și în tutorialul de astăzi o să vă prezint un program pentru a descărca și descoperit programe noi Programul se numește Didi Downloads, Este acest program este genul de program pe care ar trebui să-l cunoască toți cei pasionați de testarea uh, programelor noi pentru Windows, de tot felul, dar uh, în special cei care preferă să le descopere fără a colinda internetul și fără a-și expune sistemele vreunui risc. De aceea, Didi Downloads se laudă cu o bază de date uh, cu programe impresionate însoțite de o uh, garanția că sunt libere și nu conțin malware sau adware. Linkurile de download pot fi, uh, fi descărcate direct sau indirect și țintesc doar site-urile legitime și de încredere, adică site-urile oficiale ale aplicațiilor respective, iar aplicațiile uh, sunt afișate, uh, de fapt sunt așezate uh, pe categorie, o să vedeți imediat. Însă, conform dezvoltatorului său, DD Downloads include doar programe gratuite și, bineînțeles, programe tip de tip open source, de la navigatoare web la pachetul de codecuri a de descarcare nu implică niciun cost pentru utilizator. Haideți să luăm și noi softul, o să vedeți imediat despre ce am vorbit. Însă va trebui, vom scrie dd dăm click pe primul rezultat, așteptăm un pic. Ok, și acum va trebui să căutăm softul. Uitați-l DD Downloads versiunea 3.0 release. Ok, dăm click pe download here, salvăm executabilul, așteptăm un pic. Haideți că nu durat chiar de mult. Rulăm uh, aplicația de fapt rulăm Da îl închidem browserul deoarece nu mai avem nevoie de el. Dăm click pe next, de aici vom face calea unde anume vrem să uh, se instaleze, după cum putem observa la mine o să se ducă direct pe desktop. Nu o să fac instalarea pe desktop, o să fac în alt folder de data asta și anume în E și o să pun aici uh, d d d d downloads Ok, next. Vreau să îmi creez o iconiță pe desktop, dacă voi nu vreți să, fac, să vă fac chestia asta de bifați susa respectivă, dăm click pe Next și extract portabil. Mă rog, să va deschide iarăși browserul, bam, 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 putem observa versiunea Free, dacă vrem versiunea uh, cea Pro, putem uh, bineînțeles să cumpărăm uh, versiunea în cazul în care voi uh, V-a plăcut de fapt, va a ajutat cu cea mai v plăcut cum funcționează D-Downloads. Eu o să dau clip pe Not Now, deoarece nu am nevoie de versiunea uh, Pro a acestui program. Și după cum puteți observa, după ce am rulat aplicația, aceasta este interfața grafică a software. Pentru a descărca un program, îl vom selecta din listă. De fapt, uite, haideți să ne uităm câte programe. Sunt foarte, foarte multe. Deci, uitați-vă câte programe, uh, o bază de date destul de complexă, cu diferite programe, diferite softuri. Uh, uh, pentru noi, bineînțeles, nu cred că de, sunt ordonate de la A la Z Deci în afară de software de securitate Sunt software și pentru gaming Tot felul Deci puteți uh, utiliza Sunt foarte foarte multe Putem să le utilizăm De fapt la unele chiar o să mai fac și eu tutorial din când în când de, uh, Când sunt în uh, lipsă de idei De aici în mă mai inspir Adică mai au cât un soft uh, la întâmplare Și fac tutorial Însă foarte multe softuri S-ar putea să nu, nu cred că ați auzit de foarte multe softuri În general sunt cele uh, obișnuite Adică antivirus, vedeți, avem a, uh, ba, Pentru a dezinstala antivirusul Pentru a-l instala Avem uh, ediția respectivă și așa mai departe Haideți să descărcăm și noi un soft Eu o să descarc uh, Nu știu, nu știu ce să descarc și eu Ce să descarc și eu Haideți că, nu asta acesta. Auslogic Duplicate File Finder, deci dăm click pe uh, respectivul program, îl selectăm, după care dăm click pe butonul Download. Selectăm și programul, dăm click pe Download. Așteptăm un pic să-l ia de pe respectivul uh, site, site oficial al softului, bineînțeles. După ce am dat click pe Download și l-a descărcat de pe site oficial, ne va pune să selectăm calea unde anume vrem să instalăm um, setup, unde să salvăm setup. Eu o să las în download, îl salvez, așteptăm un pic. Ok, după cum putem observa, descărcarea a fost completă. Rulăm, de exemplu, dăm click pe run și rulăm executabil. Eu nu o să fac acest lucru, deoarece eu vreau doar cât să vă prezint aplicația. Bineînțeles, după descărcare, ați văzut, avem opțiunea de a instala programul pentru a pe folosirea sa, iar baza de date a programelor este actualizată și, bineînțeles, în, în general e în continuă dezvoltare, iar aceasta adaugă zilnic noi programe ce îndeplinesc condiții pentru a, a fi captate în acest soft. Prin urmare, dacă îl vom instala, trebuie să ne amintim să-l deschidem zilnic pentru a fi la curent cu Ultimile versiuni uh, ale softurilor soft de descărcate de către noi. Ca asta ar fi tutorialul. Eu sper că v-am ajutat. Dacă aveți întrebări, vă rog să lăsați un în acestui tutorial sau pe adresa mea de Skype simbian.gaming, iar eu sau colegul meu Adrian vă vom ajuta. Vă mulțumesc pentru vizionare. La revedere.